Bine ne-am regăsit. Azi mi-am luat liber și am ajuns la Galați. Sunt la Galați, sunt pe malul mării, alături de Valentina. De fapt, ea este cea care m-a inspirat să vin în această călătorie inițiatică și am venit aici deoarece am vrut să intru în regatul cristalelor și nu am intrat singură, am fost inițiată de Stelian Chivu, psiholog. El este cel care a creat această piramidă. Ne-am interesat înainte, am văzut câteva filmulețe, puteți să accesați, sunt informații pe YouTube și aș vrea să-l las pe Stelian să vă spună câteva lucruri despre această creație a lui, da? Vorbim despre creativitate și vorbim despre vindecare. Suntem sub vibrația Fecioarei, Soarele este în Fecioară, Mercur este în Fecioară și probabil că avem nevoie să conștientizăm și să ne clarificăm niște lucruri, Stelian? Da, când vorbim despre vindecare, e necesar să înțelegem că o vindecare care este ok înseamnă vindecare holistică. Asta înseamnă vindecarea corpului mental, vindecarea corpului emoțional și, nu în ultimă instanță, vindecarea corpului fizic. În piramidă se manifestă toate cele trei vindecări, tipuri de echilibrări energetice. Asta pentru că în această piramidă dublă, suspendată, se îmbină armonios energiile yang și energiile yin, având ca scop, ca țel, resetarea, restartarea, reprogramarea și, în special, echilibrarea masculinului cu femininul, echilibrarea yang-ului cu yin-ul. Ai spus că yang este sus și yin, da, este, și n-am greșit, este jos în piramidă. Da, da, da. Pentru că avem, pe de o parte, energie masculină și energie feminină și, în același timp, partea de sus este dată tot de energie masculină, iar partea de jos este dată tot de energie feminină. Dar intrăm în detalii și numai dacă este cazul. Această piramidă pot spune că este singură, este unică, este specială, tocmai pentru faptul că este dublă, este suspendată, izolată magnetic, electric, fonic, optic și multe, multe alte tipuri de izolare. Este o piramidă care a necesitat foarte, foarte multă muncă, multă imaginație, foarte multă energie și, de ce să nu spun, și mult ajutor divin. Are peste 210.000 de cristale. Da, avem aici se folosesc câteva din ele, dar o să le vedem, o să facem și un tur al piramidei. Este cumva o modalitate de terapie ce ține de viitor, pentru că aici se folosesc, printre altele, scuzați, și bolurile din cristal, da, și nu numai, bolurile din cristal, piramide din cristal. Haideți să și vedem puțin. Și vedem, da. Iată, de exemplu, aici este cel mai mare bol de cristal, puțin dacă iată, îl, și vedem, da, care emite niște vibrații foarte puternice și, în mod special, pe vitalitate. Când vorbim despre vitalitate, vitalitatea este elementul, este energia necesară care este extrem de importantă corpului fizic și, în special, sănătății. Iată, de exemplu, aici este o piramidă care emite simultan trei tonuri, o piramidă tot din cristal, ușor. Aceste sunete, aceste vibrații, nu fac altceva decât ajung până la nivel de ADN. Deci, iată, doar câteva din misterele, din tehnicile, din căile care sunt accesibile. În momentul în care vreți, sunteți interesați, doriți, lucrurile sunt foarte simple, doar este de acționat. Chiar cineva mă întreba de ce anume sau cum pot explica faptul că în această piramidă se pot produce transferuri de informație foarte rapid. Lucrurile sunt simple. În momentul în care analizăm o piramidă, de exemplu ca aceasta, unghiul de aici este de 52 de grade. Ei bine, în momentul în care vorbim de o piramidă dublă, telefoanele, când vorbim de o piramidă dublă, pur și simplu atunci unghiul dintre cele două piramide este de 104 grade. Intrăm în detalii, este exact unghiul care ține de
cele două cicluri atom de hidrogen din apă, din molecula de apă, lucrurile sunt foarte complicate și simple în același timp, în funcție de cum intrăm, cum reușim să rezonăm cu piramida. Dacă venim deschiși, pur și simplu reușim să rezonăm, să ne conectăm la energia de piramidă, care impregnează, care informează cel puțin 70% din corpul nostru care este apă. Și asta spune foarte, foarte și ce am observat aici, am fost, chiar te-am și întrebat, nu știu dacă vedeți, dar vedeți aici, sunt aceste orhidee. Eu am crezut că sunt de plastic prima dată, fiindcă sunt atât de mari, deci le priește și florilor. Da? Nu numai florilor, și cristalelor, și albinelor, da. Și tuturor celor care vin aici, deși sunt persoane care, datorită vibrațiilor proprii, nu pot intra în piramide. Sau nu pot sta mult. Da. Încep cu 2-3 minute. Noi 9 luni mai bine să mai plecăm. Da, sunt și persoane care... Da, totuși trebuie să plecăm, fiindcă ai o programare. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. Deci, cine dorește să experimenteze această magie a cristalelor... Și eu vă mulțumesc și vă doresc să experimentați și să trăiți timpul de acum, pentru că în timpul de acum sunt necesare experiențe înalte, spirituale, foarte, foarte importante. Da, mulțumesc foarte mult și vă așteaptă Stelian la Galați și am înțeles că are un centru, o să experimentăm, o să mergem și acolo și la București. Și la București, București. Este un generator de energie de tip 0 care folosește oricum același tip de energie de piramide de tip 0, dar alte mecanisme. Okay. E o formă de energie dinamică. Mulțumesc mult de tot. Eu o să mai fac un scurt tur ca să vă arăt câte cristale sunt aici deja. Este, o parte sunt jos, o parte este pereți, o mare o parte magie. Mulțumesc de super. Iată de exemplu aici, dacă îmi dai mie, iată aici de exemplu, este un aparat care monitorizează energia cristalelor, care emite niște frecvențe, se și aud, sunt și în audibil, dar sunt și în subtil. Aceste frecvențe sunt emise în pereții piramidei care au cristale bobinate. Iată, de exemplu, aici este doar un cristal test care e bobinat. În toți pereții piramidei avem cristale bobinate care au ca și scop focusarea, direcționarea și amplificarea energiei. Da, și uitați-vă, puteți să vedeți aici. Cred că se vede, da? Se văd cristalele? Nu știu dacă se vede. Vedeți? De cristale sunt aici. Dar vreau să vă las surpriza, să vedeți voi cu ochii voștri această lume. Valentina, vino și tu aici. Valentina este cea Călăuza. Care... Călăuza, da. Noi, după ce... Dar știți de la ce ni se trage? Spune de la ce ni se trage. La luna nouă. De la luna nouă în Leu. Deci la luna nouă în Leu. Filmarea... Am fost pe Mamă Mării la Constanța, în Mamaia, la Hotel Savoy. La ora 4 și jumătate ne-am trezit, la ora 5 eram pe plajă, la ora 5 și jumătate am început emisia. Mă bagă jumate tot timpul, nu știu ce are. Așa. Crede numai jumătatea ta frumos. Deci când am venit ca să-mi găsi și pe Stelian, vină tu mai aproape de mine. Hai să ne apropiem. Vă mulțumim și vă dorim să fiți iluminați cel puțin. Asta vă dorim și noi și veniți la Galați. Este o experiență, vă garantăm, foarte, foarte interesantă. Toate cele bune și să ne revedem cu bine. La revedere!